Acum, deci, anul se cestim, păi, trei perioade mari. După aia este perioada Pentecostale, după perioada Învierii, de la Paște până în Duminica Întâi, după Rusalii. Asta e de la Înviere până în Duminica Întâi, după Rusalii. Slujbile, tot așa, asta e Evanghelie. Și vreau să aflu numele, nu știam de el până acum, chiar asta e tot azi descoperit. Aici se menționează. Din vechime, această carte a fost biserică, această carte a fost la bisericuță de lemn, dinainte. Bisericuța de lemn dinainte de biserica asta a făcut în Evanghelie. Zi, în 1887, de când e preotul, parolul Petru Filoreu, are orul. E făcut și menționează el aici. Aici că e 830 mai. Să spuneți că să mergem. Adică e cartea și vechimea ei. Scăzute și... Pe una avem însemnarea 1756. Cartea din 1756. Înseamnă slujbile zile. Ziua întâi e pomenit Sfântul Vasile cel Mare și are slujba Sfântul Vasile cel Mare pe așa. Ziua a doua e Sfântul Cutare și tot așa. Și sunt piluni. Sunt 12. La 1700. Din 1887 notează care este hramul bisericii, zice, această Sfântă Biserică cu patronul Sfinții Împărați Constantin și Elena este făcut de Constantin Negruț la anul 1939. Spre eterna memorie, eu ca preot al bisericii am trecut anul facerii Sfintei Biserici și numele ctitorului Constantin Negruț în această Sfântă Evanghelie, anul facerii 1939. Eu ca preot am trecut foarte exact în anul 1887, adică al treilea an după ce m-am permutat de la Cătunul Lungani la Hermeziu. Deci unul dintre parohii bisericii a venit în 1884 ca paroh, nu știm exact în când a stat. Aici avem o altă însemnare găsită într-o evanghelie, dar nu-i din evanghelia respectivă pe care am găsit-o. Și spune că această carte este proprie a subscrisului, cumpărată în anul 1890 de la Sfinția sa Părintele Protoireu, adică Protopop, a județului Iași, economul Gheorghe Posa, în timpul domniei majestății sale, regelui Carol I al României, preot S. Mireuță. Apoi, anul bisericesc e împărțit în trei perioade mari. Perioada triodului, care are 10 săptămâni, adică cu 3 săptămâni de postul mare și toată perioada postului mare de 7 săptămâni sfânt. Și restul anului, perioada optoicului, deci la Duminica I de Părăsare și până din nou slujbe în vie. Da, triodul conține slujbii postului mare, cu cântări specie, antologion, adică o colecție de cântări bisericești,
o colecție specială de cântări bisericești care se cântă la slujbii numite praznici împărătești. Da? Cântări care se cântă, zicem, de obicei, o dată în an. Deci nu se cântă aceeași cântare două ori. Sunt cântări rare care se cântă la anumite slujbii și momente din timpul anului și o dată pe an. Și liturghia se rugește zilnic și sunt cele șapte laude, primi, decembrie și așa mai departe. La parohie se face sâmbătă la ora 4, iarna, vară la ora 5, slujba vecerii. Pe zi, dacă uitați care are un sfânt. Da, și atunci aici, în Minei, găsim slujba sfântului respectiv, dar pe 2 ianuarie Sfântul Cutare. Îl gândai, deschizi cartea la Minei pe ianuarie, la 2 ianuarie și găsești slujba sfântului respectiv. Și așa e pentru fiecare lună în parte. Și la slujbă, cântărețul, în funcție de ziua și luna în care suntem, îl scoate cartea și cântă de acolo. Dacă pică duminică, de exemplu, are de cântat cântările învierii, da? Dacă pică și în perioada postului mare are și cântările triodului și are și cântările din Minei. Deci se combină, se iau cântările din toate trei cărțile și se pun cântările sfinților, respectiv dacă e un cântările sfântului, dacă sunt mai mulți în ziua respectivă cântările sfinților, cântările triodului, că e perioada respectivă din an, da, triodul, adică postului mare, și dacă e și duminică, e și, sunt și cântările învierii, pentru că duminică e ziua învierii Domnului și de aia o sărbătorie. Chirilică, e limba română, dar cu litere chirilice. Sau cum se spune acum, cuvânt înainte. Deci, de 2 ani încoace, noi suntem plus, mai mare natalitate decât de natalitate.